spune-ne, vei fi mai rapid ca 2000 de evadați? Eu sper. Cel puțin că am primit 50. Concurența cum se prezintă? Foarte puternic. Cel puțin la elit, foarte tare. Vei fi cel mai rapid evadat? Eu încerc. Mult succes! Congratulations for the race. Was it hard? Of course it's hard. It's a race. It's supposed to be hard. Okay, it's a second time in a row. How do you feel about it? In a way, I guess this one was easier than the first last year because you needed then a lot of power to get through the mud. But still, you know, you just speed up till crazy top speeds and it's hard again. Do you miss the mud? Yeah, I do. Felicitările noastre, Marius. Cum a fost cursa? Mersi, grea. Cât de grea? Cât de grea? Nu atât de grea pe cât mă așteptam să fie. A făcut diferența lipsa noroiului? Clar, da. A fost mult mai bun traseul și mai rapid. Chance for the third place.
How was the race today? Very good race, nice weather and a very fast track. I enjoyed the race. Do you think you could have done better today? Yes. Echipa Geiger putea să scoată un rezultat mai bun azi? Poate, dacă, adică din punctul meu de vedere am tras foarte tare după ce am căzut. Îți dai seama că o căzătură în primul viraj m-a aruncat undeva la locul 100, cred. Am tras foarte tare prima parte să recuperez, am reușit după vreo 15 km să ajung pe primii. Și asta și-a spus cuvântul pentru a doua parte, unde eram puțin obosit, am avut niște crampe și cred că da, cred că se putea un loc în primii trei. Ce părere ai despre nivelul competiției în general? După părerea mea, competiția asta nu e o competiție de mountain bike, în niciun caz. Venim aici de distracție, nivelul... Ce interesant că sunt 2000 de oameni, atât e singurul lucru interesant pentru prima evadare. În rest, are și părți negative, faptul că nu educă oamenii sau cei participanții în spiritul mountain bike-ului. Toți cei care vin aici și închipuie că asta înseamnă mountain bike, de fapt nu are nicio legătură cu mountain bike, cu această cursă. Dar concurenții străini, cum ți s-au părut? Foarte bine pregătiți, sunt foarte buni. Doi dintre ei, de fapt, care au fost în fața mea. Ceilalți au venit probabil mai puțin pregătiți. Dar, ce să zic, la nivelul la care sunt, cred că diferența de timp e mică, să zicem. Îți mulțumim foarte mult și felicitări încă o dată pentru rezultat. Numai bine! Răzvane, pe cât ai terminat azi? Băi, nu știu, nu sunt foarte sigur, a fost o mare nebunie, am fost un pluton de 10 inși aproximativ. Multe sprinturi, multe, a venit și Baso cu ciclocrossul, mergea foarte ușor, fugă, nebunie, sprint stânga-dreapta, vând de morcov, după cum știi cum e, exact ca la șosea se fugea, nebunie, ne-am făcut plutoane, ne-am regrupat, a fost o întreagă, dacă se filma chestia asta, am avut parte numai de acțiune, cred că 4, 5, nu știu, pe aici pe undeva, nu sunt foarte sigur că la nebunia care a fost, ne prindeam unii pe alții, fugă, da, a fost. Din ce cauză n-ai câștigat astăzi? Ha, 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 pentru că cei din față au fost mai buni. Pentru anul viitor, ce-ți propui? Nu știu, nu neapărat atât de departe, vreau poate puțin mai în față, să revin puțin, am avut o perioadă mai proastă, nu neapărat din cauza psihicului, nu prea am fost liniștit psihic, nu mi-a fost gândul la antrenamente, n-a fost chiar cum trebuia să fie, dar de la cursă la cursă mi-e tot mai bine și sper să fie din ce în ce mai bine. Erau de bătut adversarii de azi? Nu știu dacă erau de bătut, dar... cred că cu puțin mai multă odihnă la mine aș fi putut să vin acolo în față. Nu știu dacă... Oricum, au fost foarte puternici. Felicitări lor! Mulțumesc! Felicitări și ție! Mersi!